Bine ați revenit la mobilissimo.ro, Eu sunt Alex, acesta este MobiCast numărul 28. Începem prin a vă spune că am publicat recenzia lui Evolio 43 g tabletă pe care o puteți câștiga la concurs și hai să trecem direct la știri. HTC a trimis invitații la un eveniment special organizat pe 19 august. Vor lansa un model Windows Phone 8.1. Se va numi W8, se pare, și va avea dotări similare cu a lui HTC One M8. Între timp și Huawei a trimis invitații presei, dar pentru un eveniment organizat în septembrie, în cadrul IFA 2014 la Berlin, ei au evenimentul pe 4 septembrie și așteptăm să vedem acolo un flagship sau două, poate și o tabletă. Microsoft are un proces cu Samsung pentru neplata licențelor Android. Știți că Microsoft câștigă câțiva dolari pentru fiecare terminal Android vândut. Samsung se pare că avea o înțelegere cu Nokia pentru niște licențe. Microsoft a cumpărat Nokia devices și acum nu se înțeleg la bani. Tot Samsung a pierdut valoarea a 15 miliarde de dolari în valoarea sa la bursă. Practic a pierdut o întreagă companie LG, ca să zicem așa, printr-o scădere la bursă, ceea ce e destul de grav. Această scădere a venit pe fondul unui picaj al vânzărilor și unui picaj al cotei de piață a companiei, pentru că pur și simplu nu au vândut destule smartphone-uri cât se așteptau. Între timp s-a lansat și Windows Phone 8.1 GDR1 sau Update 1. El aduce posibilitatea de a crea foldere pe Windows Phone și SMS forwarding și combinarea tredurilor de mesaje. Au apărut multe licuri cu Samsung Galaxy Alpha pe alb și pe negru. El se remarcă prin faptul că are un corp metalic și dacă nu tot corpul, măcar marginile sunt sigur metalice. Ca design ar aduce cu Galaxy S2 în mare, marginea metalică este scoasă în evidență în toate fotografiile scăpate pe web, iar dotările vor semăna cu Galaxy S5 din ce am înțeles, deși el se apropie mai degrabă de un mid-range prin specificații decât de un terminal high-end. Nu știu sigur dacă va păstra scannerul de amprente și senzorul pentru puls, vom vedea. Faimosul Lixter, Evolix a anunțat că se retrage în această, în această săptămână, nu știm dacă se apucă de altceva, teoretic nu se apucă de nimic, a dispărut uh, site-ul său, nu va mai posta acolo. Pe Twitter am înțeles că va mai posta puțin, dar ne pare rău să pierdem un Lixter atât de eficient. LG va depăși 60 de milioane de telefoane livrate în acest an, conform analiștilor, în vreme ce Samsung, conform estimărilor, ar fi cam tot pe acolo, în jur de 62 de milioane, deci bătălie foarte strânsă între cele două companii. Am văzut o știre drăguță cu câini învățați să interacționeze cu tabletele. Este foarte simplu, o școală de dresaj din SUA a pus unde arahide pe o serie de tablete din plastic, machete, și câinii au învățat să lingă tabletele sau să le atingă în funcție de ce vedeau pe ecran. Spre exemplu, dacă scria SIT cu litere mari și roșii, ei lingeau tableta, știau că înseamnă să șadă și primeau răsplată ceva de mâncare. Samsung a trimis invitații pentru un eveniment Unpacked în cadrul lui IFA 2014. Se lansează Galaxy Note 4 pe data de 3 septembrie, dacă nu mă înșel. Colegul Claudiu Sima va fi acolo, în Berlin, și ne va aduce hands-on, informații, conferință, toate cele bune de la fabletul nou al celor de la Samsung. Evenimentul are loc la oala locală a Berlinului, 14, și îl așteptăm cu nerăbdare. Ce știm despre Note 4? Procesor Snapdragon 805 sau Exynos uh, Octa, funcție de versiunea internațională, un nou stylus cu noi funcții software, cameră de 16 megapixeli, ecran Quad HD de 5,7 inch și am văzut și un teaser pentru Note 4 pe web cu privire la opțiunile ale stylusului. Uh, opțiunile stylusului vor include, din câte am înțeles din acele iconuri, o funcție Cloud, una Cut, Draw, Edit, probabil și un nou S Note la pachet, vom vedea. În mare este o nouă paletă Air Command cu noi opțiuni ceva mai centralizate. Am avut și o lansare în această săptămână, s-a lansat Lenovo Vibe Z2 Pro oficial, vine în magazine în septembrie, aduce un ecran Quad HD de 6 inci, procesor Quad Core Snapdragon 801, 3 GB de RAM și cameră de 16 megapixeli. Carcasa sa măsoară 7,7 mm în grosime și este metalică. Am văzut și un leak al lui LG G3 Stylus, inițial părea fi doar un accesoriu, doar un stylus pentru LG G3 sau pentru un viitor phablet, se pare totuși că va fi un telefon mid-range numit astfel, cu ecran de 5,7 inch, 1 GB de RAM, cameră de 2 MP și rezoluție HD. Am avut și o știre amuzantă, se pare că un rus a fost atacat de un urs și s-a arvat de acesta cu ajutorul unei sonerii cu melodia lui Justin Bieber a început să sune soneria la maxim cu melodia Baby și ursul a fugit, astfel viața omului a fost salvată. Nokia din Finlanda, adică ce a rămas din Nokia fără devices and services, face angajări, sunt pe cai mari, au proiecte multe legate de Project Crystal, aparent vor să treacă brandul Here, vor să-l treacă de la Maps, la device-uri portabile, la brățări, la ceasuri și multe altele sună foarte interesant, mai ales dacă adună câțiva oameni iscusiți în jurul lor și încep din nou cu produse hardware pentru o perioadă fără brand Nokia, din câte știu nou voi câțiva ani să scoată produse hardware Nokia. Apple a brevetat control în spatele lui iPad pentru jocuri, un sistem de control care permite atingerea spatele unui iPad pentru a controla un anumit joc prin intermediul unor senzori, senzori de presiune, senzor touch, poate chiar și o cameră, în fine, și dacă știți un PS Vita de la Sony și acela are o zonă touch în spate, conceptul este cam același, vom vedea dacă va fi aplicat pe viitor. Trecem la întrebări, văd că aveți 138 de întrebări de această dată, ca de obicei vă mulțumesc, nu ar fi ele 200 ca ultima oră, dar sunt multe. Talpai Vasi mă pune să recomand jocuri pentru PS2 și mă întreabă dacă poate să pirateze jocuri pentru PS2. Păi de piratare nu vorbim aici, iar jocuri de PS2 pe care ți le recomand, ar fi Shadow of the Colossus, ar fi jocuri din seria God of War, apoi ar mai fi Metal Gear Solid 3, plus niște jocuri de groază pe care le-am jucat mai de mult, eventual niște Silent Hill-uri, poate un joc, știu că avea Siren în titlu și era foarte înspemântător, cam acestea ar fi. Răzvan se joacă, mă întreabă ce PC și ce Windows am, păi nu am un PC chiar nou, are un procesor Core i3, 3GB de RAM, Windows 7, cred că am mai spus aceste lucruri. Placa video nu este cine știe ce, este un Radeon ceva mai vechi, hardul de 500 de giga și cam atât. Um, tot răzvan se joacă întreabă, oare ar fi telefoane de 6.55? Sincer să fiu, telefoanele de 6 inch, deja mi se par prea mari, să trecem la 6.55 e și mai rău. Tot el mă întreabă oare ar fi, așa a scris, oare ar fi tablete de 11,55 12,5, 12 12,55 etc. Păi am văzut și tabletele 12 inch, personal nu m-a prins acest segment, sunt tablete business, tablete masive, mari și grele, care își găsesc locul pe biroul unui proiectant, unei persoane care lucrează în design, PR, marketing și altele de genul. Mr. J îmi amintește că Bioshock 1 a fost portat pe OS și dacă o să fac review la el. Păi Răbdare, nici măcar nu s-a lansat încă, știu că se va lansa până la final de vară. Este doar un port, nu știu pe cine ar interesa un port, nici măcar un remake al unui joc destul de vechi. În primul rând, ar fi păcat să-i fac review pe iPad-ul meu mini, pentru că este un iPad mini. E mai bine să-l joci pe un terminal cu ecran retina, pentru a beneficia din plin de grafica sa. Eventual pe un nou iPad mini 3, pe un iPad Air 2, care se vor lansa la toamnă, poate pe acelea o să-i fac review. În plus, mă aștept la un preț destul de mare, undeva pe la 15 euro, poate chiar 20 de euro pentru Bioshock 1, să mai facă și cei de la 2 niște bănuți. Cosmin Daniel mă întreabă dacă va rula GTA 5 pe un Core i3, 4GB RAM, Nvidia GT 720M uh, și îmi spune că Game Debate spune că da. Păi nu mă pricep la lucruri de acest gen, dar după părerea mea un Core i3 e cam subțire pentru GTA 5. Și dacă va rula, va rula sacadat eventual va pierde frame-uri. Altă întrebare, Cosmin Fedescu, ce telefon merită cumpărat, iPhone 5S sau Galaxy S5? Aș merge pe mâna lui Galaxy S5 pentru că e mai mare, bateria durează destul de mult. Din câte știu, le-am comparat pe cele două, parcă durează cam la fel de mult bateria, dar în cazul lui S5 câștigi un ecran mai mare, camera este clar mai bună. Apoi ai și beneficiul unui senzor de puls, scanner de amprente au amândouă, parcă mai bun cel de pe iPhone. În fine, dacă preferi Android și vrei un ecran mai mare, mergi pe S5. Cosma Daniel, de unde pot să cumpăr OnePlus One în România? Un site de încredere. Sincer să fiu, nu prea știu răspunsul la această întrebare. Văd că Ervin recomandă ocazii.ro, dar poți comanda, cum a zis el, de pe PandaWheel sau AliExpress. Ai linkuri în descriere, la review probabil. V. Alex mă întreabă ce înseamnă cel Neo din dreptul unor produse Samsung, gen S3 Neo, Note 3 Neo, Gear Neo. De obicei sunt diferențe mici, ceva de gen RAM sau stocare sau versiunea de Android, mai adaugă 0.5 RAM, pun KitKat pe el și gata, avem un Neo. Este un fel de model cu plus în coadă, deci nimic cu adevărat nou. Trebuie să-l cumperi doar dacă nu ai versiunea precedentă, evident. Cine are un S3 n are rost să-și cumpere S3 Neo, cine are un... Note 3, nu are rost să-și Note 3 Neo, deci cam acestea ar fi diferențele. Review România mă întreabă dacă LG G Flex va fi telefonul anului și îmi spune că el crede că da. Păi dacă mi-am bine, LG G Flex parcă a fost lansat la finalul anului trecut, nu știu dacă ar intra în calcul pentru acest an. Spun asta pentru că țin minte că l-am testat când încă era zăpada afară, deci la începutul anului, și de aceea spun că nu știu dacă ar intra în topul lui 2014, în fine, dacă ar intra, ar merita mai degrabă pentru inovație, dar un telefon cu ecran 720p nu prea are cum să fie mai sus de locul 8, să zicem, în top 10. Ok, alte întrebări? Vlăduț Adrian vrea să știe dacă am folie de protecție pe iPad-ul meu mini, dacă da, ce folie. Sincer să fiu, nu sunt adeptul foliilor de protecție, pentru că mi se pare mie că scad luminozitatea și parcă nici senzația de touch nu este la fel de bună. Hai să vedem și alte întrebări. Andrei Alberto mă întreabă Note 3 vs Galaxy S5 și de ce? Păi, uh... Încă cred că va câștiga în no trei 3 bătălie pentru simplul fapt că are un preț care a scăzut foarte mult, are stylus în plus, are ecranul mai mare, are 3GB de RAM, funcționează excelent, nu are pic de lag, are un ecran fantastic, baterie foarte bună, nu că S5 n avea aturi, dar nou 3 e un pachet complet. Tot Andrei Alberto mă întreabă și dacă voi face review-ul lui Huawei Ascend P7, dacă îl primim, facem review, ai văzut că la Huawei Ascend P6 nu am făcut pentru că a sosit cu damage. Tot Andrei Alberto mă întreabă și Android versus iOS vs Windows Phone 8.1, aș merge pe mâna lui Android pentru că este mai customizabil, știi că încă de când s-a lansat iOS 7, mă plâng de interfața sa și acum, deși m-am obișnuit cu el, nu pot să zic că sunt foarte cucerit de el. Sergiu Cătălin Coprean mă întreabă ce festival de muzică din România îmi place foarte mult. Păi îmi plăcea Best Fest sau festivalurile Tuborg, dar nu prea se mai organizează, din câte știu Best Fest nu mai e, îmi place Armania și să vedem cum e Summerwell. poate să-mi placă și acela. Ce părere despre Shield Tablet mă întreabă Ender DJ. Sunt de acord cu toate device-urile de gaming cu Android. Cred că va avea succes și predecesorul său a avut succes și acum având o tabletă în acest format și nu un fel de joystick fuzionat cu tabletă, eu zic că va avea un succes și mai mare. Îmi place cum arată acele difuzoare. Mă aștept să se audă foarte bine, să aibă un ecran bun. Mi se pare că am puțin să avem doar 4 ore de gaming, cum ne-a promis Nvidia, dar vom vedea. Abia aștept să testez tableta poate o voi achiziționa dacă este foarte bună pentru gaming. Sergiu Cătălin Coprean mă întreabă când voi realiza un mobicast alături de Ervin, o idee foarte bună, în curând, cine știe cât de curând, deocamdată urmează un mic concediu în cândva în următoarea lună. Thomas Marius mă întreabă iPhone 5 vs Nokia Lumia 520, păi sunt posesorul ambelor modele, evident iPhone 5, nu prea încape comparație ca și cum ai compara, să zicem, un Logan cu să zicem, o mașină mai accesibilă, o Skoda, cam la acest nivel sunt. Sergiu Cătălin Copren, multe întrebări de la el. De ce s-au lansat atât de puține device-uri ca Android 4.3 până acum? S-a plictisit lumea de el în momentul în care s-a lansat KitKat, mai ales că ambele versiuni au apărut la 3 în diferență. Nu e vorba neapărat de plictisit, probabil că s-a lansat Android 4.3 într-un moment mort al anului, probabil undeva pe la începutul anului, nu mai știu exact când. O perioadă când nu prea se lansează device-uri, a fost o versiune intermediară, nu a avut prea multe update-uri, s-a axat mai mult pe bug fixuri. Sincer să fiu, dacă mă pui să-ți listez funcțiile lui Android 4.3 față de 4.2, nu vine nimic remarcabil în minte. În schimb, 4.2 și 4.4 au fost update-uri destul de mari, de aceea au sosit uh, device-uri cu ele preinstalate ceva mai multe. Ștefanuț E mă întreabă OnePlus One sau Xiaomi Mi 4 plus câteva motive. Păi uh, Aș merge pe OnePlus One pentru că pe el l-am testat, Xiaomi Mi 4 nu ne-a sosit în teste încă, dar dacă se mai extinde mult firma Xiaomi, îl vom primi unul în teste și vom putea să dăm un răspuns pertinent. În principiu, se bată la egal pentru că au prețuri accesibile, au dotări similare și au proveniențe similare, două companii foarte entuziaste, două companii în extindere. Musea Rare și mă întreabă ce părere am despre HTC Desire 310. Dacă îl testez, o să revin cu un răspuns. Știu că este accesibil și oferă dotări destul de ok. Uh, OnePlus One de 64GB costă cât Nexus 5 de 16GB, ne spune Mihai Mateo. Asta arată încă o dată că un telefon accesibil poate fi și bun și poate să ofere și o grămadă de stocare. Sky Gamer HD mă întreabă ce tabletă l-aș fătui să-și achiziționeze Nexus 7 sau Oliu Viva i8 strict pentru jocuri. Păi, ce să zic, dacă mi-am inteles eu bine, AllView Viva i8 avea un procesor Intel, în vremea ce Nexus 7, cred că începe să nu mai fie la fel de bun. Dacă vorbești despre modelul de acum 2 ani, clar aș merge pe mâna lui AllView Viva i8. Cred că va ține ceva mai mult pentru jocuri nu va începe să aibă lag la fel de rapid ca un Nexus 7 cel bătrân. Din câte am înțeles, Nexus 7, cel din 2012, parcă avea și ceva probleme cu memoria RAM în timp, posibil să mă înșel, dar parcă așa țin minte. Ender DJ mă întreabă ce e mai bun, OnePlus One sau Galaxy S5. Știi deja răspunsul? OnePlus One. Sergiu Silivestru mă întreabă dacă va scădea prețul lui Nokia Lumia 925. Păi, din câte știu, deja a scăzut foarte mult, a ajuns pe la 1200 de lei sau chiar mai puțin, deja e o ofertă foarte bună. Când ajunge la 900 de lei, deja nu văd de ce nu l-ai cumpăra. Este un model care este acel sweet spot al telefonelor, cum scad sub 900 de lei și au fost flagship-uri cu un an în urmă, devin perfecte. Danieli Strati mă întreabă care este favoritul tău joc pentru Android, top 3, și de ce nu fac mai multe review-uri la jocuri? Păi, mi se pare că fac multe review-uri la jocuri, iar preferatul meu pe Android, sincer să fiu, întrebarea era mai ușoară dacă mă întrebai pe iOS, presupunând că unificăm topurile, ar fi Badland, ar fi Modern Combat 5 și modul în combat 4, am acesta ar fi un top 3 rapid, dar mi-a plăcut foarte mult NFS Most mi-a plăcut foarte mult Asphalt 8 și chiar și Plants vs. Zombies 2 merită apreciere. Filip Ioan mă întreabă Nokia Lumia 520, 630 sau LG L70. Păi pe ultimele două nu le-am testat, la primul sunt posesor și pentru că are acel bug cu telefonul dus la oreche, știți voi, nu se mai închide ecranul, backlight-ul rămas aprins, plus butoanele care nu mai răspund bine la comenzi după un an de utilizare, aș merge pe mâna lui Nokia Lumia 630, dar întâi să-l testez. Alex Chiran mă întreabă Cola sau Fanta, voi da un răspuns care nu e niciuna, Sprite. Apoi uh, sunt întrebat din nou cum mi se pare Oliu Viva i8, se pare că Oliu Viva i8 este noul Galaxy S4, ca mențiuni în întrebările voastre. O tabletă bună, am apreciat-o la momentul său pentru că avea un procesor puternic și design subțire, din nou sunt întrebat de un telefon Lumia. Lumia 625 există acest model, posibil să nu știu, sau Xperia E1, nu ne-am testat pe niciunul dintre ele, le testez și revin cu întrebări. Apoi același Cornea Thomas mă întreabă ce telefon Nokia, Sony, mid-range recomand pentru gaming, camera, internet, baterie, design etc. Păi mid-range, hmm, Sony-uri mid-range nu prea am mai testat, cred că un Sony T3 să zicem, sper să nu mă înșel, sau un Xperia M, ceva de acest gen te-ar face fericit. Am mers imediat pe Sony pentru că la Nokia îl vei cumpăra, îți va plăcea designul și camera, dar când o să vezi că nu prea jocuri, vei fi dezamăgit. Uh, Cătălin Melinte mă întreabă care este mai bun, Galaxy Note 3 sau Galaxy S5? Uh, cred că am mai răspuns la întrebare. Galaxy Note 3 e pachetul complet, complet, Și dacă îi pot recomanda un laptop destul de ieftin. Nu mă pricep la laptopuri. Asus este întotdeauna o nouă alegere bună la laptopuri. Pentru că au designul care emită MacBook-ul pentru că nu se încing foarte tare, pentru că au scăzut prețurile mult, pentru că primești și touchscreen și Windows 8 la preț destul de ok și mă întreabă dacă am jucat Hearthstone. Cred că am mai spus într-un podcast anterior, La am instalat pe iPad mini, nu l-am deschis nici măcar o dată, sunt multe jocuri pe listă pe care trebuie să le joc. Bogdan Deac mă întreabă când apare iPhone 6. Din câte știu, pe 9 septembrie se zvonește, nu e nimic bătut în cuie, în principiu, notează în calendar, 9 septembrie. Denis Bogdan mă întreabă cât de bun este pachetul telefon tabletă iPhone 5 Nexus 7 2013 și dacă poți să dau alte exemple de telefoane care ar merge cu Nexus 7 2013. Buget 3000 de lei. Dar dacă nu se încadrează telefon tabletă poate să fie second hand. Tableta ar merge Nexus 7 2013, dar cred că ai putea să optezi pentru un Xiaomi Mi Pad, deși cu al său Tegra vor fi și jocuri care nu funcționează. Trebuie neapărat să ai iOS și Android, dar acest pachet hai să vedem, ai putea să mergi pe un LG G Pad când îi scade prețul și să-ți un iPad Air cu o capacitate mare și te încadrezi în 3000 de lei. În fine, eu tot mai am zis două tablete acum, hai să presupunem că ți iei un tablet iPhone 6 atunci când se lansează și o tabletă LG G Pad la mâna a doua, deci ai un super terminal iOS și un terminal Android ceva mai vechiuț, deci le ai pe amândouă și vor funcționa ok. Drey Hunter mă întreabă dacă merită bani iPhone 5C de 8 GB. Sincer, iPhone 5C-ul, acel telefon din plastic, îl văd mai degrabă pentru adolescenți, pentru fete, pentru cei cu buget restrâns și nu prea, pentru că totuși e destul de scump. Și același user mă întreabă ce e mai bun, iPhone 5C de 8 GB sau Xperia Z1. Xperia Z1 a fost un telefon criticat de noi, m-a dezamăgit acustica, m-a dezamăgit camera, m-a dezamăgit designul, deci mergi pe telefonul tineresc iPhone 5C de 8 GB. Raul Knox, Raul, îmi spune că jocul Hercules nu are lag pe LG 2 cu Adreno 330. Păi, ți-am spus, l-am testat pe Galaxy S4 și pe un device uh, Evolio, dacă nu mă șel, a avut lag pe ambele, deci două din două a avut lag. Mihai Nicolae îmi recomandă NFS The pe PC, o să țin minte recomandarea. Robert Dani îmi spune, dacă îmi cumpăr un iPhone 5, cam cât timp crezi că o să mai ruleze bine jocurile? Păi, E și în interesul meu personal, având un iPhone 5, să ruleze cât mai mult. Dar cred că peste un an și jumătate vom începe să selectăm jocurile care merg și care nu merg pe terminal, din păcate. Botocan Adrian Vlogs îmi spune că și filmul nfs începuturi face reclamă la Apple și că cineva cere la un moment dat un iPad să urmărească o cursă. Ciprian J mă întreabă LGG 2 sau Nexus 5. Grea întrebare, aș merge pe LGG 2 sincer să fiu, dar din Nexus 5 nu e de lepădat, în ideea că primești Android L foarte rapid, în ideea că se mișcă foarte fluid, dar știi problema, baterie subțirică, camera nu prea mai impresionat și nu are nici slot microSD dacă te tentează asta. LG G2 parcă a avut un ecran foarte bun, cameră un pic mai bună decât Nexus 5 parcă, în fine. Andrei S, îmi spune că x 1 Soul suportă USB on the, on the go, mă întreabă sau îmi spune, nu știu sigur, și mă întreabă dacă sunt găsătorit, nu sunt găsătorit, deci no a ring on the finger. Flo Gabo vrea review la UTOc 5008, deja am publicat unboxing-ul, vine și review-ul foarte curând. Eduard Burlacu, când crezi că va apărea FIFA 15 pe Android? Păi, la final de septembrie apare FIFA 15 pe PC, console și altele. Mă aștept ca maxim, maxim pe 1 octombrie să-l avem și pe Android și pe iOS. Apoi, pe iPhone 5 e greu să te joci FIFA din cauza diagonale, mă întreabă el. Sincer să fiu, nici măcar nu m-am obosit, l-am instalat pe iPad Mini și asta a fost. The Rex 4334 mă întreabă Nokia în Lumia 530 sau 930 și mă roagă să răspund. Păi, unul este flagship, altul este telefon accesibil, evident varianta a doua, dacă ai buget mic, prima variantă, cam acesta este răspunsul. Irimia Alex, Xperia Z1 sau Z Ultra sau G2. M-a fascinat Xperia Z Ultra pentru că e foarte subțire, pentru că are dotări bune și pentru că este un device ideal pentru gaming, mai arată și bine, deci dacă ești gamer ia Z Ultra. Z1 are probleme, G2 se încinge la jocuri, deci cam așa. Mă, tot Irimia Alex mă întreabă dacă achiziționăm Nvidia Shield Tablet. Mă tendează foarte mult, fiind gamer, dar mă tentează și mai mult un iPad mini Retina. Și acum întrebări de pe forum, sau mai bine zis întrebarea de pe forum. Scuci98 mă întreabă, ținând cont că s-a lansat tableta Nvidia Shield cu care te poți juca jocuri de pe Steam, mai vrei iPad mini Retina? Sunt surprins că pot juca jocuri de pe Steam, nu știam acest lucru și da, mai vreau iPad Mini retina, pentru simplul fapt că este un device foarte comod pentru gaming, mă uit la iPadul meu mini și îmi dau seama că este un terminal foarte comod, dacă Nvidia și el este și el comod, cu mare drag, mai ales dacă avem încă un loc unde putem lua jocuri în afară de Play Store. Apoi, 2, ai spus că vrei să-ți iPhone-ul de 5.55, iPhone 5 e destul de vechi și mai ai de așteptat până apare fabletul, poate în toamna anului viitor. Te gândești la upgrade până atunci? Sincer să fiu, dacă fac upgrade la tabletă, ce rost mai are să fac upgrade și la iPhone? Deci, cam acesta ar fi ideea. Sebi de pe forum mă întreabă, uh, de fapt îmi spune că în 2013 am zis că Badland de jocul anului și mă întreabă dacă îl mai joc și dacă nu mi-e milă că Ariciul se tot lovea dacă nu mă durea sufletul de el. Îl consider în continuare jocul anului 2013, îl mai joc din când în când pentru a mai termina niște nivele, mai este și updatat uneori, a fost un super joc, puține jocuri de acest gen. Nu înțeleg de ce lumea laudă așa mult Leo's Fortune, seamănă cu Badland, dar nu e la fel de bun, nici pe departe. S-a terminat cu întrebările, trecem la secțiunea diverse. Începem să vorbim din nou despre fotbal. Ați observat că am făcut o pauză în ultima vreme, nu prea am mai discutat despre, decât s-a terminat Cupa Mondială. Am văzut meciul celor de la Petrolul din Cupa UEFA, au jucat foarte bine, a dat și a Adimut un super gol și o pasă de gol. Mă așteptam cei de la, ca cei de la Victoria Pălzen să fie ceva mai buni, au jucat cu Manchester City și Bayern și au jucat bine acum un an, în schimb Petrolul le-au dat 4 goluri și au jucat foarte bine. Apoi am văzut și meciul stelei din Champions League, cam plictisitor, steaua slabă în apărare, dar foarte bună pe contraatac, mai mare grijă pe viitor cu apărarea, dar portarul e foarte bun. Um, S-a lansat și un joc nou, se numește Godus sau Godus de la Peter Molină și firma cu care colaborează. Este un simulator de zeitate, practic ești un zeu care creează lumea, face văi, face râuri, mută munții din loc și se uită asupra muritorilor de rând, care populează acea lume, care îl venerează, îi po poate lovi cu fulgere și ploaie de foc. Deci, tu ești Dumnezeu și controlezi o întreagă lume. Jocul este gratuit și e disponibil pe iOS, țineți minte numele, Gadus sau Godus. Bioshock 1 vine pe iPad foarte curând, până la final de vară. Abia aștept să vă cum arată, dar sunt sigur că va costa foarte mult. Îl vor mulge cei de la 2 pentru bănuți. Am văzut filmul Amazing Spider-Man 2, m-a surprins plăcut. L-aveam pe lista de văzut de mult timp, dar m-am ferit de el pentru că nu mi-a plăcut deloc Amazing Spider-Man 1. Nu-mi place actorul a ales pentru a-l juca pe Spider-Man. Andrew Garfield nu este un mare talent, nici Tobey Maguire nu a fost mare talent, dar ne-am învățat cu el. Ce are foarte bun Amazing Spider-Man 2 este mixajul sonor din fundal. Este munca lui Hans Zimmer și a lui Pharrell și vă recomand să ascultați soundtrack-ul pentru că este foarte bun am început să citesc o carte relativ interesantă, se numește The End of Alice, este un fel de Lolita, pentru cei care știu genul, o citesc pe iPad, merge destul de repede, are cam 300 și ceva de pagini, o carte destul de bolnavă totuși, mai grijă cu ea, este despre un pedofil închis în închisoare, care scrie scrisori unei fete, v-am spus, seamănă puțin cu Lolita mi-am reactivat consola PS Vita, să văd ce mai este nou, și-a făcut un update, interfața arată la fel. Mă tentează două jocuri, Kill Zone Mercenary, un FPS foarte bun și foarte lăudat, și Soul Sacrifice, un joc foarte lăudat pe PS Vita. Din adică câte am văzut este un fel de God of War sau Dante's Inferno, o să vedem. Vine Summerwell în curând, vine și Placebo, albumul lor de anul trecut a fost ok. Adică am înțeles, festivalul este sold out, are loc pe 9 și 10 august, adică în acest weekend să vedem cât de tare va fi și cât de bun va fi concertul Placebo. Ultimul concert Placebo la care am fost, parcă acum 2 ani, a fost pe stadionul de rugby de lângă uh, agronomie. A fost foarte aglomerat, lumea înghisuită, coz la bere de câte o oră, nici Placebo nu prea cânta bine. Sper să fie mai bun la Summerwell. Cam acesta a fost MobiCast 28. Sper că v-am răspuns la întrebări. Foarte multe întrebări despre gaming am văzut, se vede că e vară. Și vă mulțumesc că nu ați spus la fel de multe întrebări cu versusuri care nu-mi plac deloc, știți acele telefonul ăla sau telefonul ăla. Ok, cam atât de la mobilisima.ro, eu sunt Alex, acesta a fost MobiCase 28 vă aștept pe YouTube, pe forum și pe site, la revedere!